Așa de minunat să fii împărtășie înaintea Domnului. Vedeți, părtășia e necesară în toate situațiile. Când ești în necaz, e necesară părtășia. Când ești în bucurie, e necesară părtășia. Când te bucuri și ești în părtășie cu frații, parcă bucuria crește mai mult când vezi că se bucură și alții. Când ești în necaz și ai părtășie cu frații, parcă se atenuează din efectul durerii și a necazului. De aceea Biblia zice, plângeți cu cei ce plâng și bucurați-vă cu cei ce se bucură. Părtășia este noțiunea de care nu scăpăm nici în cer. Acolo vom avea o părtășie continuă. Și în seara aceasta ne ridicăm pe picioare și cântăm cu toți în comun cântarea intitulată Părtășia. Ce plăcută-i părtășia dintre frați, dintre surori, când domnește armonia, când e cerul fără nori, când iubim toți adevărul, prin Iisus liber trăim. Și atunci e bucurie ca împreună toți să fim. Părtășie, părtășie, binecuvântată ești, ne dai multă bucurie și pe toți ne înfrățești. Părtășie, părtășie, exercițiu necesar pentru cei ce vor să ajungă în Canaan. Părtășie, părtășie, binecuvântată ești, ne dai multă bucurie și pe toți ne înfrățești. Părtășie, părtășie, exercițiu necesar pentru cei ce vor să ajungă în Canaan. Ce plăcută-i părtășia când e pace între frați, când domnește armonia între cei ce s-a adunat. Unitate e acolo, bucurie în Duhul Sfânt, și acolo parcă cerul coborât e pe pământ. Părtășie, părtășie, binecuvântată ești, ne dai multă bucurie și pe toți ne înfrățești. Părtășie, părtășie, exercițiu necesar pentru cei ce vor să ajungă în Canaan. Părtășie, părtășie, binecuvântată ești, ne dai multă bucurie și pe toți ne înfrățești. Părtășie, părtășie, exercițiu necesar pentru cei ce vor să ajungă în Canaan. Ce plăcută-i părtășia, îl lipsești orice păcat, iar pe față bucuria radiază neîncetat. Când simțim prezența vie a tot ce-i dumnezeiesc, părtășia se transformă în ceva sublim ceresc. Părtășie, părtășie, binecuvântată ești, ne dai multă bucurie și pe toți ne înfrățești. Părtășie, părtășie, exercițiu necesar pentru cei ce vor să ajungă în Canaan. Părtășie, părtășie, binecuvântată ești, ne dai multă bucurie și pe toți ne înfrățești. Părtășie, părtășie, exercițiu necesar pentru cei ce vor să ajungă în Canaan. Necesară-i părtășia
pentru cei de pe pământ. Să trăim și aici ca în ceruri, în prezența celui sfânt. În ce cer nu poți ajunge, dacă nu ești pregătit. Și dacă al părtășiei testul nu l-ai absolvit. Părtășie, părtășie, binecuvântată ești, ne dai multă bucurie și pe toți ne înfrățești. Părtășie, părtășie, exercițiu necesar pentru cei ce vor să ajungă în Carahar. Părtășie, părtășie, binecuvântată ești, le dai multă bucurie și pe toți le înfrățești. Părtășie, părtășie, exercițiu necesar pentru cei ce vor să ajungă în Canaan. Pentru cei ce vor să ajungă în Canaan. Amin. Romani, capitolul 8, de la versetul 28 la 30, sunt versetele ce urmează să le ascultăm și asupra cărora o să ne oprim în câteva gânduri în seara aceasta. Pagina 1102. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și anume, spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihănit. Iar pe aceea pe care i-a socotit neprihănit, i-a și proslăvit. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. În lumea în care noi trăim astăzi, și nu numai astăzi, ci și în trecut, și cât va fi viața umană pe pământ, ne confruntăm cu tot felul de probleme. Situațiile sunt de așa natură că unele ne dau satisfacții și altele ne aduc întristări. Uneori trebuie să plângem și alteori ne bucurăm. Uneori avem succese și nu de puține ori ne întâlnim cu eșecul. De atâtea ori, parcă mai mult ca oricând astăzi, vedem că eșecul se ține tare legat de viața oamenilor. Ce este frumos că Biserica Domnului Iisus Hristos este convinsă întotdeauna că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Convinși fiind că ceea ce spunea Pavel în 2 Corinteni capitolul 2, Dumnezeu ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și răspândește prin noi în orice loc mireazma cunoștinței lui. Cei pe care Domnul i-a chemat, cei pe care Domnul în mod deosebit i-a cunoscut, cei pe care Domnul în mod deosebit i-a socotit neprihăniți, cei care și sunt proslăviți în Dumnezeu, ăștia întotdeauna sunt convinși că toate lucrurile lucrează împreună spre binele lor. Torii, unul dintre teologi, spunea că versetul acesta din Romani 8:28 este o pernă moale pentru capul obosit a unui creștin. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Înțeleg că Dumnezeu ne cheamă. Înțeleg că ne-a cunoscut înainte de a chema. Înțeleg că nu numai că ne-a cunoscut și ne-a chemat, dar ne socotește neprihănit, ne socotește și proslăviți în ea. De ce atunci trebuie să ne confruntăm cu situații dureroase? E cineva aici care nu s-a confruntat niciodată cu o situație neplăcută? E cineva în sală care niciodată n-a avut o stare când a trebuit să plângă și să verse lacrimi? E adevărat că oamenii
a căror viață este mai expansivă și au o structură mai fragilă sufletească, plâng și de bucurie. Dar marea majoritate a oamenilor care plâng, plâng când sunt în dureri. Și stau și mă întreb, dacă Dumnezeu pune carul lui de biruință la dispoziția noastră, dacă Dumnezeu ne-a socotit neprihăniți în Hristos și ne-a și proslăvit, cum de trecem prin atâtea situații? Vreau să fim convinși că și cei care îmi iubesc pe Dumnezeu și cei ce sunt chemați de Dumnezeu, cum scrie în versetul 28, fac parte din aceeași categorie. Și aș vrea în seara aceasta să ținem cont de voia lui Dumnezeu, care începe în eternitate și continuă până în eternitate. Nu totdeauna voia noastră e voia lui Dumnezeu. Și nu tot ceea ce ne cade nouă bine agrează Dumnezeu. Dumnezeu ne poartă cu carul lui de biruință, dar spre împlinirea voii lui divine. Vorbeam nu de mult la o mormântare și era vorba tot așa de decesul cuiva mai tânăr și spuneam acolo că, vedeți, noi uneori ne bocim, ne frământăm, ne întristăm și zicem, de ce ai făcut, Doamne, treaba asta? Și unul din motive e cel din Ioan, unde Domnul Iisus Hristos se roagă și zice, Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie și cei pe care mi-ai dat Tu. Era rugăciunea Domnului Iisus. Și noi zicem, nu, vrem să rămân aici. Și Domnul Iisus zice, vreau acolo unde sunt eu să fie și ei. Pe cine ați vrea să asculte Tata? Să mă asculte pe mine, care greșesc în fiecare zi? Să mă asculte pe mine, care am recipientul cu păcate în spate? Sau să-și asculte Fiul Său? Am luat un exemplu. Uneori planul lui Dumnezeu nu se suprapune cu planul nostru. De aceea avea să spună Dumnezeu prin profetul Isaia în capitolul 55, gândurile mele nu-s gândurile voastre. Și asta ar fi cum ar fi. Dar e trist că Dumnezeu continuă și zice, nici căile mele nu-s căile voastre. Și asta e durerea. Că uneori gândurile lui Dumnezeu nu se suprapun cu ale noastre, dacă îl iubim pe Dumnezeu, mai avem un loc de a ieși din încurcătură. Dar dacă căile noastre sunt departe de căile Lui, atunci dați-mi voie să vă spun, carul lui Dumnezeu se depărtează, carul lui Dumnezeu nu ne ia și Dumnezeu ne lasă în voia pornirii noastre. Au fost situații când Dumnezeu, în mod deosebit înainte de nașterea unor personalități, a privit în preștiința Lui. Și dacă vreți, pe unii chiar i-a predestinat pentru anumite lucrări. De exemplu, Avram a fost prietenul lui Dumnezeu. Avram era un patriarh. Avram era omul cu a cărui nume s-au binecuvântat și se binecuvintează evreii până astăzi. Și credeți că a înțeles Avram prea multe când Dumnezeu i-a spus, Avrame, știi, am un plan. Ia-mi pe Isaac, singurul tău fiu, și adu-mi în cardere de tot sus pe muntele Moria. Eu dacă eram în locul lui Avram, mă uitam în cer și ziceam, Doamne, nu te văd, te aud numai, dar fă-mă să-ți văd fața, să văd, ai aceeași față senină ca atunci când mi-ai spus că sămânța mea va umplea, va fi mai numeroasă, va umplea pământul și va fi mai numeroasă decât stelele cerului. Unde-i cuvântul Tău, Doamne? Unde-i demnitatea Ta? Cineva se ruga odată și spunea înaintea Domnului, dacă nu mă vindeci, ți-ai pierdut demnitatea de Dumnezeu. Își pierde Dumnezeu vreodată demnitatea? Își pierde Dumnezeu vreodată tot știința? Nu, frații mei, noi suntem prea limitați. Din eternitate Dumnezeu are un plan și El îl urmărește în împlinirea Lui până în eternitate. Avram avea să înțeleagă mai târziu de ce Dumnezeu i-a cerut pe Isaac ca jertfă. Avea să aibă o experiență cum n-a avut nimeni până la el și nici de la el încoace. Atunci când urca muntele, când fiul s-a uitat și a zis, Tată, uite, lemnele sunt aici, aici e și focul, probabil și cuțitul era la îndemână, unde-i mielul pentru ardere de tot? Mi-l imaginez pe Avram, cum a înghițit în sec, cum probabil i-a dispărut toată saliva din gură și cu un ultim efort a zis, fiule,
Domnul v-a purtat de grijă. A fost un moment greu. Puneți-vă în locul lui. Dacă ați fost în aceea situație, să urcați muntele cu unul din fiii sau din fiicele voastre și să știi că îmi duci la locul execuției. Ajuns acolo unde Isaac trebuia jertfit. Ajuns acolo unde Avram era convins că viața fiului său se termină. Și îmi imaginez cu câtă greutate, cu câtă durere, fără să înțeleagă, a trebuit să stea probabil momente în șir și apoi să-i spună: Isaac, Iahve mi-a vorbit și mi-a spus că tu ești mielul pentru ardere de tot. Eu trebuie să te leg. Eu trebuie să te așez pe altar. Și eu trebuie, și cred că a stat așa momente în șir, eu trebuie să te înjunghi, să te aduc ardere de tot. Și m-a legat. A ridicat și cuțitul. Și când era să-mi înjunghie, se aude o voce: Avrame! Avrame! Să nu pui mâna pe copil. A întors capul să vadă de unde vine vocea și a văzut un berbece încurcat cu coarnele într-un tufiș. Și abia acum înțelege Avram că era în fața celui mai puternic examen. Examenul de a fi declarat prietenul lui Dumnezeu și de a face parte din definirea lui Dumnezeu. Eu sunt Domnul Dumnezeului tatălui tău Avram, Isaac și Iacob. Așa se descoperea Dumnezeu pe sine. Abia aici era marele examen. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Noi ne uităm câteodată la un bine de 60, 70, 80, 90 de ani, dar Dumnezeu se uită la binele etern. Și nu totdeauna voința noastră se suprapune cu lui Dumnezeu. Credeți că eu v-am înțeles multe? Da, de unde? N-am înțeles, dar era credincios lui Dumnezeu. Într-o zi aude că toate turmele sale au fost trecute prin ascuțișul sebiei. Vine un altă zi și spune: Iov, știi ce s-a întâmplat? Toți copiii tăi erau într-o casă și a venit un vânt puternic, casa s-a prăbușit și toți au murit. Am scăpat numai eu ca să vin să-ți dau de știre. Credeți că a înțeles Iov? Credeți că a înțeles Iov atunci când o durere groaznică s-a înfiripat în el? A fost numai rană din creștetul capului până în tâmpile picioarelor și la un moment dat soția lui se uite și zice: băi, până când rămâi neclintit în hotărârea ta? Blastă-mă pe Dumnezeu și mori! Că după fiecare încercare, Iov zicea: numele Domnului fie binecuvântat. Domnul dă, Domnul ia și îmi slăvea pe Domnul. Și ce-i frumos că după fiecare încercare Dumnezeu se uita la el și își dădea seama că Iov rămâne neclintit în hotărârea lui, indiferent cât de mare e provocarea satanică, și zicea: nu-i nimeni ca robul meu Iov pe pământ. Nu știa Iov dincolo de cortina vieții că între Dumnezeu și diavol e o dispută pe seama lui. Dar Iov a rămas neclintit. Și atunci când soția a spus: blastă-mă pe Dumnezeu și mori, și a avut acea replică extraordinară: dacă am primit de la Dumnezeu pe cele bune, să nu primim și pe cele rele? Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Și din nou Dumnezeu zice: Iov n-a păcătuit. Abia mai târziu avea Iov să înțeleagă când Dumnezeu i-a dat toate averile dublu înapoi. Când Dumnezeu i-a dat din nou cei 7 fii și cele 3 fiice, copiii nu i-a dat mai mulți, i-a dat doar atât cât a avut înainte. Dar averi și binecuvântări i-a dat duble toate. Și Iov abia la urmă avea să înțeleagă. Credeți că Daniel a înțeles când a fost aruncat în groapa cu lei? Credeți că Daniel a înțeles atunci când a ajuns să fie batjocora multor străini și păgâni? N-a înțeles Daniel. Abia când a ajuns să fie sus de tot, să tălmăcească visele împăratului, să fie așezat undeva lângă împărat, să aibă un cuvânt greu mai presus decât toți înțelepții, toți cititorii în stele, abia atunci a înțeles Daniel de ce el a trebuit să treacă prin atâtea necazuri și să ajungă aici. Uneori nu înțelegem de ce trecem prin atâtea necazuri. Înțelegem însă
că întotdeauna Dumnezeu pune carul lui de biruință la dispoziția celor care sunt chemați de El și care îl iubesc pe El. Dumnezeu pune la dispoziția celor pe care i-a cunoscut mai dinainte și a hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel din tâi născut între mai mulți frați. Noi toți suntem frați cu Domnul Iisus Hristos. Toți suntem fii aceluiași Tată, dar cel întâi născut e Domnul Iisus Hristos. Cel care, într-adevăr, din eternitate a fost prevăzut și predestinat de Dumnezeu să fie mijlocul prin care omul se iasă din păcat, a fost Iisus Hristos. Numai în numele Domnului Iisus Hristos există mântuire. N-a fost dat oamenilor un alt nume în care ei să fie mântuiți decât numele lui Iisus Hristos. E singurul care a putut să spună: dat-o mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. Domnul Iisus Hristos. El este cel ce a venit și a deschis ușa cerului larg, făcându-se om, ca pe oameni să-i poată îndumnezei și să spună: eu sunt ușa. Cine intră prin mine va intra, va ieși și va găsi pășune. Adică intră în împărăția lui Dumnezeu, iasă din lumea păcatului și se hrănește pe pășunile Domnului de acum înainte. Numai El e cel ce ne-a promis și a zis: mă duc să vă pregătesc un loc și după ce am să-mi pregătesc, am să mă întorc să vă iau cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Domnul Iisus Hristos. Și El este cel ce din eternitate a știut care va fi soarta lui. Psalmistul predică și profețește în Psalmul 40, zicând cu versetul 7: iată-mă că vin, în sumul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Și făcea trimiterea direct la Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu a știut ce va face Domnul Iisus Hristos și ne-a cunoscut prin Hristos și s-a uitat la noi prin Hristos. Și dacă vreți, nu forțează Dumnezeu mântuirea noastră. Cunoaște însă Dumnezeu dinainte, în preștiința Lui, toate situațiile în care ne vom încadra în viață. Are Dumnezeu predestinații Lui pentru anumite situații și are Dumnezeu chemarea Lui pentru toți oamenii. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. E foarte frumos că Dumnezeu îi cheamă pe toți, nu îi obligă pe toți. Dumnezeu pune mântuirea la dispoziția tuturor, însă nu toți o acceptă. Judecata însă se va face cu privire la fiecare și într-o zi fiecare va trebui să stăm înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu, pentru ca fiecare să dea socoteală după binele sau rău pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Ne-a cunoscut Dumnezeu mai dinainte și Dumnezeu ne cunoaște. Ne cunoaște în fiecare zi. Ne cunoaște de ce am venit la biserică. Ne cunoaște dacă suntem interesați de atmosfera de aici. Ne cunoaște dacă vrem să intrăm în părtășia bisericii. Ne cunoaște gândurile. Ne cunoaște Dumnezeu în cele mai mici detalii și nu pot ascunde nimic de El. Întreba psalmistul: unde să mă duc, Doamne, să mă ascund de fața Ta? Și enumera în câteva locuri și zicea: nu pot să mă ascund, că Tu mă vezi peste tot. Mă întâlnesc cu Tine, pretutindeni. Nu te pot ascunde de Dumnezeu. Dumnezeu te cunoaște. Dumnezeu i-a cunoscut pe cei ce l-au iubit și a cunoscut și pe cei ce nu-l iubesc. Dumnezeu i-a cunoscut în preștiința Lui pe cei ce aveau să vină la El prin Hristos și știa de la început cine vor fi cei ce îl vor refuza. Dumnezeu i-a cunoscut. Apoi, pe unii pentru anumite lucrări i-a și hotărât mai dinainte. I-a hotărât mai dinainte. Când l-a chemat Dumnezeu pe Isaia, ce a zis Isaia? Foarte bine, vin. Ce a zis Ieremia? Aici sunt. Sunt un copil. Unul zis: am buzele necurate. Pavel o trebuie să iasă Domnul în calea lui în timp ce era în drum spre Damasc și să strige: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și să-mi forțeze să vină: acum du-te în cetate, te-ai întâlnit cu mine, m-ai întrebat ce vrei să faci, du-te în cetate că Anania acolo se roagă pentru tine. A avut Dumnezeu intervenții în viața unora și pe unii a forțat, pe alții însă i-a lăsat. Observați că cei pe care Dumnezeu i-a chemat în mod deosebit, i-a folosit în lucrări deosebite, dar au și fost supuși la examene deosebite.
Cu cât trebuie să absolvești o școală mai înaltă, cu atât este examenul mai greu. Cei care termină clasa a 8-a au terminat bine, mersi, au terminat și ei o școală. Cei care termină liceul au deja de dat un examen mai greu. Când ajung să termină o facultate, examenul e și mai greu. Și dacă vorbim de formele de învățământ post-universitar, nu mai vorbesc cât de grele sunt examenele. Cam așa sunt și examenele în relațiile noastre cu Dumnezeu. În funcție de poziția unde Dumnezeu te vrea și acolo unde El vrea să te folosească, în funcție de acestea, sunt și examenele. Domnul zice că pe unii a socotit neprihănit mai dinainte și auzi, i-a și proslăvit. E cum să mă proslăvească dacă eu sunt aici pe pământ? În anul 1972, America avea o mare bătaie de cap cu Vietnamul. Cei ce sunteți tineri, nu vă aduceți aminte atunci, se vorbea și atâta propagandă comunistă se făcea împotriva americanilor, că au împrăștiat substanțe chimice care, dacă ar fi distribuite uniform pe toată suprafața Vietnamului, ar atinge o grosime de 2 cm, că s-a distrus toată țara și nici păsările nu mai vin în țara asta, că oamenii s-au împuținat și, Doamne, câtă propagandă comunistă se făcea împotriva americanilor atunci. Cert este că vietnamezii ne-au dat multă vreme bătaie de cap, până când s-a găsit o soluție. Senatul american l-a chemat pe George Bueno, pe cel ce conducea armata în Vietnam, și a spus așa: uite, pentru toți comandanții avem o decorație extraordinară, deja decorațiile sunt confecționate. Pentru toți cei ce conduc armata asta, avem o zonă nemaipomenită în California cu cele mai frumoase vile. Așteptăm ziua când voi să încheiați războiul și fiecare veți merge la adresa care o veți destinată, unde aveți acea vilă deosebită și fiecare veți primi acea decorație deosebită. Ei încă erau în război, dar ei știau ce decorații au și știau care va fi sfârșitul lor. Pot să spun că au fost foarte ridicați și foarte motivați să câștige lupta. Și într-un timp relativ scurt, Vietnamul a căzut și armata americană a ieșit biruitoare. Pentru că au fost motivați. Noi suntem motivați. Dumnezeu zice, vă dau cerul, vă dau veșnicia, vă dau eternitatea. Vă așez, zice Domnul Iisus, cu mine pe scaunul de domnie. V-am proslăvit în Hristos, aveți scaunul vostru acolo lângă mine. Veți judeca pe îngeri. Auzi, ce treaptă înaltă, că Dumnezeu te-a chemat. E important să vrei să accepți. Toate lucrurile aici lucrează spre binele tău spiritual. Acceptă-le și nu pune întrebări lui Dumnezeu. Zice profetul Isaia, ce? Vrei să te cerți cu făcătorul tău? Un ciob dintre cioburile pământului. Nu știi că eu dau prăpășire și eu aduc restriște. Termenii folosiți de Dumnezeu prin Pavel aici sunt la trecut, dar Dumnezeu lucrează, așa cum spuneam, după un plan mai dinainte stabilit. El ne-a proslăvit mai dinainte în Hristos, avem locul nostru stabilit acum în cer. Cu atâta siguranță, zice Pavel în 2 Corinteni 5:1, dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu-i făcută de mână, ci este veșnică. Pe când se apucă Dumnezeu să facă casa? După ce ai închis tu ochii și ai murit, casa e acolo, te așteaptă. E important să vrei să scrii numele tău în dreptul ei și să intri în ea, prin trăirea ta, prin acceptarea ta. Ești proslăvit în Iisus Hristos! Nu putem nega realitatea necazurilor noastre și am fi absurd, dar noi privim dincolo de ele. Nu putem nega negura greutăților cu care ne confruntăm, dar noi privim la acea mâine dimineață despre care profețea profetul Maliahi când a zis: dar pentru voi care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii, veți ieși și veți sări ca viței din grajd. Nu putem nega durerea cu care ne confruntăm, dar privim dincolo de durere. Se duce unul la medic să-l opereze și medicul îi spune: da, te operez, dar vezi că o să trebuiască să stai pe masa de operații, o să trebuiască să suporți durerea. Durează o oră, două, se poate dura operația și 3-4 ore. Și omul zice: domnul doctor, ca toată viața să fiu după aceea sănătos, accept și sufăr. Ca toată veșnicia
să fii fericit. Acceptă, omule, și sufere. E carul de biruință al lui Dumnezeu acum lângă tine. E marele medic lângă tine. Eu sunt Domnul tău, eu sunt medicul tău. Domnul Iisus, când a pironit pe cruce, păcatele noastre a pironit și boanele noastre și prin rănile lui suntem tămăduiți. Și suntem gata să suferim o oră, două, trei, pentru că apoi o viață, să știm că suntem liniștiți, suntem gata să suferim aici, ca să știm că în eternitate vom fi cu El. În anul 220, Tertulian, privind valurile de prigoană care veneau și martirii, care erau secerați de la o zi la alta cu zecile de mii, s-a uitat cum curge sângele și a zis, sângele martirilor e sămânța creștinilor. Și vedea un bine și în asta. Vedea că sângele ăla care curge nu face altceva decât să nască mii și mii și zeci de mii și sute de mii și milioane de creștini. Știți de ce? Pentru că era un plan al lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu trebuie să fie dus la îndeplinire. Moartea nu face decât să ne ducă în prezența reală a lui Dumnezeu. Și atunci când pleacă cineva de aici, am eu o expresie și o folosesc la mormântări. Îmbracă ultima formă a vieții. Că este impropriu să folosim termenul moarte. Păi dacă ne-am pocăit și dacă tot avem o relație vie cu Dumnezeu și suntem copiii Lui, noi am trecut din moarte la viață. Noi suntem asemenea Domnului Iisus Hristos. Am îmbrăcat cele trei forme. Am avut prima formă de viață înainte de a ne naște. 9 luni de zile viața intrauterină. Apoi am îmbrăcat forma trupească, viața terestră de 60, 70, 80, 90 de ani. Și apoi urmează viața spirituală sau viața astrală, cum o numesc unii. Și aia nu mai schimbi. Acolo ești pentru eternitate. Dar pentru eternitate te poți pregăti în cea de-a doua formă a vieții. Trecerea dintr-o formă în alta, din forma a doua în forma a treia, oamenii o numesc moarte. Eu o numesc o trecere. Treci dintr-o încăpere în alta sau dezbraci o haină și îmbraci altă haină. Asta se întâmplă. Asta se întâmplă. Toate lucrează împreună spre binele nostru. Aveau curajul și îl slăveau pe Dumnezeu cei ce mureau în arenele romane. Aveau îndrăzneala și revelația să strige slavă lui Iisus și cu fruntea sus lăsa să curgă sângele din ei, convinși fiind că e o biruință în moartea lor. E o biruință, predicam la mormântarea fratelui pastor Cornel Mureșan și când am văzut pe cei ce erau acolo îndoliați și întristați, am zis, fratelor, să ne oprim un pic. Ziua de astăzi nu e o zi de domniu. Ziua de azi e o zi de sărbătoare, e o zi de biruință. Încă unul s-a dus să urce pe podium înaintea Domnului. Încă un biruitor s-a dus să fie împreună cu Domnul Iisus Hristos în cer. Pentru copiii lui Dumnezeu și în necazurile, și încercările, și unele situații pe care ei nu le pot înțelege, pot constitui biruințe atunci când se încred tare în Dumnezeu. În viața aceasta, dacă îl iubești pe Dumnezeu, dacă răspunzi chemării lui Dumnezeu, nimeni și nimic nu te poate smulge din mâna Lui. Ești a Lui! Ești a Lui și El e a tău. Cântam o cântare în copilărie, Domnul e al meu și eu al său. Toate sunt după un plan, nu știu cum, nu mai rețin exact versurile cântării. Dar când ești a Lui Dumnezeu, atunci ai siguranța că tot ce se întâmplă, se întâmplă bine. Se spune că odată o corabie naviga pe mare și la un moment dat au început să lovească valuri neputernice, s-a strânit o furtună și toți se frământau și se zbăteau în corabie. Fiecare încerca să facă ceva, să arunce apa care trecuse peste bord, să încercau fiecare să facă ceva. Și o adolescentă de 13-14 ani stătea liniștită și se juca cu o minge. Și unul dintre oamenii echipajului supărat s-a dus la ea și a zis, cum? Ești destul de mare, uite-te la noi, suntem aici peste 100 de oameni care luptăm din greu și vrem să supraviețuim acestei furtuni. Și tu, în loc să ne ajuți, îți arde de joc cu mingea? Nu ți-e frică de nimic? De ce ești așa nepăsătoare? Și a zâmbind a zis, mie nu mi-e frică de nimic. Eu am încredere în cârmaci și cârmaciul e tatăl meu. Noi avem încredere în cârmaci și cârmaciul e tatăl nostru. El este la cârma Universului. Isaia zicea, în anul mort împăratului Ozi am văzut pe Domnul,
stătea pe scaunul lui de domnie. Poarele mantiei umpleau templu. Serafimii zburau și strigau, Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul oștirilor și tot pământul e plin de mărirea Lui. E Tatăl meu și e Tatăl tău. N-ai de ce să te temi. E așa de important să ai siguranța în El. Atunci când ești în prezența lui Dumnezeu, nimeni și nimic nu te poate despărți. Nimeni și nimic, nici necazurile, nici strâmtorarea, nici boala, nici foametea, nici moartea. Pentru că știi că El este Tata. Ceea ce numesc oamenii moarte fizică nu face decât să ne aducă mai repede în brațele reale ale Domnului Iisus Hristos și a Tatălui din cer. Și în această seară aș vrea să luăm ca lecție perna asta moare despre care zicea Tori, că e o pernă moare, Romani 8:28. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îmi iubesc pe Dumnezeu. Dacă îmi iubești pe Dumnezeu, indiferent în ce situație ești, nu te teme, că Dumnezeu e la cârmă. Amin.